Salut! Florin Mihalache, general în rezervă și fost director adjunct la STS, a fost prins luni mită 75.000 de euro. Cum a ajuns un general respectabil într-o situație atât de neplăcută pentru el? O vorbă din bătrân zice că nu îndoaie vântul pomul cum îndoaie mașina omul. Practic, el devenise obsedat să aibă un SUV. Pentru cei care nu se pricep deloc la mașini, un SUV este acea mașină prea grasă pentru oraș și prea slabă pentru off-road. Practic, e ca un obez impotent, ca un malac care nu știe să se bată. Dar despre mașini vom vorbi altă dată. Ei bine, Nea Mihalache ăsta a realizat că n-are rost să-și cheltuiască pensia lui specială pe 2 luni pe o mașină, oricât de mult și-ar fi dorit-o. Așa că, deloc inventiv, a perceput mașina ca șpagă. Cui? Nu contează. Foarte pe scurt, unui patron cu datorii la alt patron, la care generalul intervenea și rezolva bla bla bla. Care-i faza? Culmea nesimțirii, Mihalache a specificat și ce mașină să fie șpaga. A spus foarte clar că nu acceptă decât Audi Q8 sau BMW X7. Nici cu un GLS nu s-ar fi făcut de rușine, dar cred că cineva l-a învățat bine că românul te acceptă cum te mai acceptă cu Audi sau cu BMW, dar cu Merțan chiar nu te mai halește, invidia crește și îți faci dușmani de moarte. Cu capul lui plin ca o bubă, generalul Mihalache s-a gândit să încheie și un contract de împrumut cu ăla de la care cerea șpagă. Adică telea nu era de ajuns că risca un flagrant. Băia bun a ținut morții să mai și semneze ceva cu mânuța lui ca să le mai ușureze munca amărâților de la DNA care se chinuie cu lunile să adune probe. Când a văzut el că mașina nu mai vine, că de ce nu mai venea mașina? Pentru că în ziua de azi, chiar și dacă ai toți banii, mașina tot în 7-8 luni ajunge. Cum țara duce lipsă de conducători, mașinile duc lipsă de conductori și de-aia, în ambele cazuri, lucrurile merg foarte lent. Nu știu dacă știi, dar presiunea de a aștepta o mită luni de zile este uriașă și te face din om neom. E foarte greu de suportat, trebuie să ai un psihic de fier. Drept urmare, generalul în rezervă n-a avut nicio rezervă să ceară banii cash până la urmă. Acum, poate te gândești, ca și mine, că un general din serviciu de telecomunicații speciale ar trebui să fie ultimul om prins în flagrant. De ce ne gândim amândoi la asta? Exact, pentru că un flagrant necesită chiar tehnică de telecomunicații speciale. Deci, dacă în anii în care a deținut funcția ar fi fost dracu atent și la muncă și nu doar la ciordeli, poate că ar fi știut și cum poți să previi să-ți vină duba înaintea SUV-ului. Iată că până la urmă a obținut ce a vrut. Un 4x4. Numai că sunt pereți și nu roți. Și nu e tracțiune, ci sunt tracțiuni la bară sau la bare. Liberare ușoară.